Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, o emisiune în care părerea dumneavoastră contează foarte mult, de aceea la un moment dat o să puteți intra în direct și dumneavoastră ca să puneți întrebări. Bineînțeles, continuăm și azi așa cum vom continua în această perioadă și cu coșul de Paște, o acțiune pe care o dedicăm tuturor telespectatorilor noștri, nu doar celor sătmăreni, și celor din Sălaj, din Maramureș, din Cluj, din Bistrița. O să puteți să ne sunați, iar cei care sunteți din alte județe o să primiți coșul de Paște chiar la dumneavoastră acasă. Astăzi o temă interesantă de discuție și eu m-aș bucura ca această emisiune să aibă un efect direct, pentru că această emisiune poate să aibă un efect direct. Alături de noi este Marcel Marușca, director AJFM. Bună seara, bine ai revenit, Marcel, alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. Și cu vești bune a venit directorul Marcel Marușca, respectiv târgul locurilor de muncă care va avea loc mâine. Atenție, dragi telespectatori, în această perioadă în care una dintre principalele dumneavoastră priorități pe care le semnalați, indiferent la ce nivel, este găsirea unui loc de muncă. Da, într-adevăr, suntem într-o perioadă în care locurile de muncă sunt destul de rare, sunt, de ce să nu recunosc, suntem unele și prost plătite, dar asta este. Sunt rare și dumneavoastră vă doriți, majoritatea dintre cei care sunteți șomeri sau nu aveți de lucru, vă doriți aceste locuri de muncă. Ei, iată, acum vi se oferă posibilitatea de a găsi un loc de muncă și chiar mâine și chiar la acest târg care va începe la ora 9 aici la Casa de Cultură. Despre asta vom vorbi astăzi și o să așteptăm, bineînțeles, și întrebările, intervențiile dumneavoastră legate de acest subiect în principal, dar, bineînțeles, și alte teme care țin de AJFM. Ca de obicei, facem o scurtă trecere în revista a principalilor titluri pe care dumneavoastră le-ați citit. Noi le mai cârcotim puțin cu invitatul nostru, Marcel Marușca. Gazeta de Nord-Vest, țepe cu mașini a la Cluj. Eu știam numai de varză la Cluj, dar mă rog, iată că sunt și țepe cu mașini a la Cluj. Deci, sătmărenii care vor să-și achiziționeze autoturisme second de la Cluj, din centru, mă rog, este un second acolo, riscă să nu le poată înmatricula sau chiar să fie confiscate de fisc. În aproape a luat o asemenea țeapă, deci mare grijă cu aceste. Oricum vorbeam acel puțin mai devreme că nici piața de mașini nu mai e ce a fost, nu se mai mișcă. Așa este. Nu așa prea. Acum, în general, economia nu e în cea mai bună poziție. Da. Ca să ne referim la mașini, nu în pole position. Nu în pole position, dar da, ca să da, vorbim în aceste teme. Dar e, ce să zic, cum acționează și are nevoie, trebuie să fii un pic atent. Asta este, dar la orice achiziție trebuie să fii atent, indiferent ce-ți cumperi. Da, mai ales că sunt foarte inventivi unalii noștri. Așa găsesc este tot felul de metode. Apropo de inventivi, ora 20, cele mai tari știri din regiune, cum se fură la bancomat. O metodă, au fost depistați azi, o să vedeți și reconstituirea, care se ocupau cu aceste furturi de la bancomat. O să vedeți la știri care era metoda. Editorialul din gazeta semnat de colegul nostru Grigore Cartianu, să-l facem papă. Aici colegul nostru se referă la Mircea Diaconu, care spune el ce rol trist, penibil și stupid a ales să joace Mircea Diaconu. Este vorba, desigur, de plecarea oarecum intempensivă de la Partidul Național Liberal după ce, mă rog, nu a putut, din motive oarecum obiective, pentru că nu are dreptul să candideze la alegeri. Bun, acum aici, sigur că da, o să ne împărțim în două tabere. Cei care spun, domnule, asta e legea, Mircea Diaconu e de vină, cel care îl iubim ca actor zice, mă, Mircea Diaconu ar fi meritat, dar unde e legea, nu-i tocmeala acum. Asta așa este. Asta e. O să încerce să candideze independent, deși mie mi se pare foarte greu, aproape imposibil acest lucru, până și să strângă 100.000 de semnături până în câteva zile. Da, până săptămâna viitoare, miercuri, parcă, de măcar o săptămână. Nu. Da, nou subprefect al județului, ați văzut, v-am spus de ieri, ați văzut la știrile Nord-Vest de ieri, nou subprefect este Tamás Ferenc Altfater, mă rog, nu știu dacă am pronunțat bine. E un post care a revenit UDMR-ului, dintre trei nume vehiculate a câștigat al patrulea, asta e, da. Să sperăm că va reuși să facă față
acestui rol. Informația zilei: după zeci de ani de așteptări, se extinde rețeaua de apă la Negrești. 22 de kilometri de rețele de apă pe mai multe străzi și 3,2 kilometri de reabilitare. E important, cred că pentru negreșteni e foarte important, este pentru important, că ei aveau probleme tot timpul cu apa acolo. Este important și, de ce nu din punctul meu de vedere, este important pentru că probabil se vor crea și niște locuri de muncă în zonă pentru aceste lucrări. Mă gândesc lucrări. Că și acolo, întreținere, exact. Lucrări și așa mai departe. Editorialul semnat Dumitru Păcuraru în informația zilei, cu mandatele pe masă, este vorba despre criza din Crimea. Și astăzi veți auzi puțin mai târziu părerea despre criza din Crimea cuiva care cred că este măsură să o spună. O să vedeți puțin mai târziu. Este vorba de Ioan Mircea Pașcu, care ne-a spus câteva lucruri despre criza din Crimea și, mă rog, părerea dânsului acum în calitate de fost ministru apărării naționale plus oarecum negociator NATO are păreri pertinente. O să-l ascultați puțin mai târziu. Și iată, la bibliotecă s-a deschis o expoziție dedicată lui Eugen Pavel Barbul. Mai multe titluri interesante, desigur, că alegerile parțiale pentru parlamentari fixate în 25 mai. Stați în Satul Mare, avem și Colegiul 2. Ca o noutate, o hotărâre de guvern, campania electorală pentru Colegiul 2 s-a redus la 15 zile. Pentru că sunt considerate niște alegeri oarecum intermediare și atunci s-a considerat că această campanie ar trebui să scadă și a scăzut la 15 zile, deci pentru cei care candidează pe colegii respectiv, nu mă refer la europarlamentari. Da, alte titluri interesante, sigur, puteți citi și pe portal SME. De exemplu, iată, Maria Grapini recomandă aquaparcul din Satul Mare, iar Luna Șes va mai primi 5 milioane de lei. Noi sperăm să și scriem la Luna Șes, că și ăsta e un subiect de care tot vorbim de, nu știu, că aici în Satul Mare vorbim de poduri și le tot facem, în zona aia vorbim de Luna Șes. Na, să sperăm că se finalizează până la urmă. Fi important, nu știu, scriez, Marcel. Am schiat cu mulți ani în urmă, mai schiez când am ocazia. Păi, dacă dar este la Luna Șes o pantă mai blândă. Probabil că atunci o să reiau. Hey, măcar în weekend. Da, fostul vicepreședinte ANRP reținut a pretins mită de 1 milion de euro de la un om de afaceri din Satul Mare. Dar ce oameni, ce bani mulți au oamenii ăștia de afaceri? Aruncă ăștia cu milioanele, zici că e milioane de euro. Da, oameni, unde să mai meargă la loc de muncă? Că ăștia au milioane acasă, unde să mai merg să lucreze? Da, stimați spectatori, bineînțeles, Satul Mare Online, satmareanu.net și Vocea Transilvaniei, un site foarte interesant, Vocea Transilvaniei, unde puteți vedea multe știri interesante, bineînțeles, online-ul Gazetei de Nord-Vest și la ora 20 cele mai tari știri, dragi telespectatori, din Cluj, din Bistrița, din Sălaj, din Maramureș și, bineînțeles, din Satul Mare, puteți vedea cele mai tari știri din regiune. Avem știri și din Cluj și din Arad și astăzi și știri foarte interesante, să vedeți povestea aia cu bancomatul, este de adeptul și să nu cumva să, deci să fiți atenți la ea, să nu mușcați, să mă exprim academic. Așadar, rămâneți alături de noi și înscriere la coșul de Paște, o să vă dăm noi semnalul când, cu întrebări, bineînțeles, cu întrebări dedicate invitatului nostru de astăzi, Marcel Marușca, director AJOFM, și începem exact cu evenimentul pe care l-am anticipat oarecum. Este vorba despre acea bursă a locurilor de muncă de mâine, repet, mâine la ora 9, da? Da. Deci, Bursa Generală a Locurilor de Muncă este un eveniment organizat de mai mulți ani deja de către Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă și care se desfășoară în toate județele țării. În acest an este o mică diferență față de anii trecuți, în sensul în care nu s-a stabilit o zi cum a fost anul trecut, în care s-a desfășurat Bursa Generală a Locurilor de Muncă în toate agențiile județene, sau mai precis în toate județele. Și s-a ales un interval de timp. Am avut de ales, alegem începând cu 21 martie, prima zi, până în luna aprilie, organizăm bursa. Noi ne-am exprimat opțiunea pentru ziua de mâine, pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, organizează tot mâine,
Bursa Generală, cont de situația actuală, respectiv de condițiile meteorologice, că va fi o perioadă în care vor urma angajări în special în silos și în domeniul agricol, și atunci am vrut să venim cumva în sprijinul agenților economici din aceste adică domenii. Adică să poată din timp să găsească... Să-și poată recruta din timp personal pentru activitățile pe care le desfășoară. De asemenea, mâine la ora 9, cum spuneai, la Casa de Cultură a Sindicatului, ora la care vom începe, vor fi prezenți nesperat de bine ca număr de agenți economici. Ne apropiem de 70 de agenți economici. Până la urmă, acesta e secretul unei burse care să iasă bine, exact, și să fie eficace. Exact. Să fie trebuie să fie agenți economici care să ofere locuri de muncă, să fie locuri de muncă și, evident, să fie oameni care să își caute. Noi estimăm că acești aproape 70 de agenți economici care oferă spre 700 de locuri de muncă vor reuși să-și găsească personalul pe care îl caută pentru activitatea lor. Sunt variate aceste locuri de muncă? Adică pot să vină oameni din mai multe domenii și să-și găsească? Da, oferta este foarte, foarte largă. Sigur că să nu uităm că trăim în satul mare și aici există o cerere mare pe piață legat de confecții, da, textile, așa. Sunt aproape 200 de locuri de muncă la mai multe firme care activează în domeniu, dar nu numai. Avem locuri de muncă pentru mecanici agricoli, pentru muncitori în agricultură, pentru dâmplari, pentru tapițeri, pentru agenți de asigurare. Deci paleta sunt variate. Variate. Cum să zic, un telespectator care ne urmărește acum poate să vină cu, și care n-are servici, poate să vină cu încredere pentru că va găsi mai multe variante, mai multe opțiuni de unde, da, să-și aleagă. Singurul meu regret, dar este ceva ce vedem că așa se întâmplă, oferta este din păcate foarte scăzută pentru cei care au studii superioare. Deci din paleta această largă de locuri de muncă, din păcate doar 26 de locuri de muncă sunt pentru cei cu studii superioare. Așa le trebuie. Da. Dacă și au făcut facultatea. Tendința care o vedem pe piață și ce se întâmplă și din punctul de vedere a ofertelor este, în special, se găsesc locuri de muncă pentru cei cu de profil tehnic, ca să spun așa, în special inginerii. Da. Aici vreau să fac o paranteză, o să revenim la această bursă, pentru că de fapt acesta este subiectul și asta aș dori să înțeleagă toți telespectatorii noștri care nu au loc de muncă sau, mă rog, au rude cunoștințe care n-au loc de muncă. E important să vină și să încerce și mâine să vadă, nu se știe de unde sare animalul ăla cu urechi lungi și poate să-și găsească un loc de muncă. Revenind puțin la o acțiune și fac aici o paranteză, știu că sunteți foarte implicați și asta e important, o spun de câte ori am ocazia în emisiuni, și sunteți oarecum implicați și în orientarea profesională, că până la urmă o mare, să zic așa, o mare problemă în negăsirea unui loc de muncă este și faptul că mulți dintre tineri, de exemplu, se orientează rău, poate și din vina părinților care toți îi vor, nu știu, toți îi vor astronauți și medici și ingineri și doctori, se orientează rău și atunci, sigur că da, în momentul în care e să meargă să muncească undeva, nu au unde. Și aici știu că v-ați implicat și voi foarte, da, tare, ați mai mers pe la licee, ați avut aceste acțiuni chiar. Deci aș împărți partea asta de recalificare în două acțiuni pe care le desfășurăm și care pentru mine personal, pentru conducerea instituției împreună cu doamna director adjunct Simona Deșidan, au fost un mod de acțiune. În primul rând, ceea ce spuneai tu și precizai mai înainte și se referă la acțiunile pe care le avem în școli. Da, este o foarte mare, sau are o foarte mare importanță corelarea procesului educațional cu ceea ce piața muncii cere. Este adevărat că piața muncii este extrem de volatilă, se mișcă foarte repede, de aceea încercăm prin aceste acțiuni pe care le facem în școli, și am început în ultima perioadă, din ultimul an, să ne adresăm nu doar celor din clasele terminale, respectiv a 12-a, ci și elevilor din clasele a 11-a și chiar a 8-a.
am avut câteva întâlniri și am fost de acord și chiar am inițiat să mergem la aceste acțiuni cu colegii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Am fost în câteva acțiuni chiar împreună cu doamna Dina Filip, la Carei, de exemplu, și am fost surprins de atitudinea extrem de interesată față de ceea ce noi le spuneam pe copiii de clasa 8-a. Orientarea profesională este important să se facă cât de repede. Mai ales că încet, încet se revine la acele școli de meserii. De meserii, da. Școli care, de fapt, școlile profesionale. Pentru că, până la urmă, nu numai noi românii avem o problemă, în general în Uniunea Europeană, dar și la noi în România este o problemă cu lipsa meseriașilor. Da, nu mai avem meseriași, nu mai avem, nu știu, un lăcătuș bun, un tâmplar bun, pentru că nu are unde să se formeze. Așa este. Și atunci profit de ocazie ca să salut inițiativa unor agenți economici care, prin parteneriate cu școlile, îi primesc în practică pentru ca să vadă ce se face efectiv în meseria respectivă și în vizite de lucru, ca să le spun așa, și atunci sigur că gradul de orientare profesională corectă a copiilor va crește și implicit și implicarea lor a absolvenților, cum spuneai, pe piața muncii va fi mai, cu un grad mai mare de succes. Asta ar fi prima parte legată de de cei informare. Așa. Cealaltă parte legată de cei care au o meserie, dar poate că acea meserie nu mai este cerută pe piața muncii, că există și astfel de situații, pot beneficia și trebuie să știe că pot beneficia de cursuri de recalificare organizate prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și de calificare în meserii care sunt cerute pe piață. Meserii, care, în alte de meserii. Care e nevoie. Bun, aici cred că aveți un pic de luptat și cu conservatorismul sătmăreanului, sau mă rog, a românului, care era obișnuit, domnule, dacă am mers într-un loc de muncă, ies la pensie tot din locul acela de muncă, numai că acum cum se mișcă piața muncii, trebuie să înțelegem că la un moment dat e nevoie de a te reprofila, de reconversia până la urmă. Exact. Și este bine de precizat că aceste cursuri pe care noi le organizăm sunt gratuite pentru cei care sunt înregistrați la noi, fie că sunt șomeri îndemnizați, fie că sunt persoane în căutarea unui loc de muncă. Sunt cursuri gratuite. Gratuite. Atunci zice, domnule, nu mai pot, nu știu, să fac cuie, mă pot apuca de făcut șuruburi dacă asta se cere, am beneficiat de un curs gratuit. Exact. Și trebuie să menționez faptul că noi am reușit, de fapt ne-am și propus să începem în cât mai repede aceste cursuri, pentru ca să poată beneficia cetățenii de ele și să-și găsească cât mai repede un loc de muncă. Și am reușit deja să pornim 10 cursuri la Satu Mare, în meserii diverse, de la mecanic auto, bucătar, coafor, frizerie, lucrători în cultura plantelor. Deci tot felul de meserii o gamă care mai variată, pentru că și noi facem un studiu și noi ne-am și propus să, înainte de a ne face planul de acțiune pe anul următor, să sondăm un pic cam ce ar trebui să pregătim. Am făcut solicitări către primării, pentru că este logic ca fiecare primar să știe în zona lui ce perspective sunt. Din nefericire, nu toți ne-au răspuns solicitărilor noastre, dar în schimb am deci făcut... Deci mai sunt primari din mai sunt reticenți. Miserupiști. Da. Care, da. Iar ce am reușit să facem, să obținem de la București faptul că sunt foarte prompți în condițiile în care noi găsim o oportunitate de a face un curs pe o anumită meserie, pentru că acea meserie este cerută în momentul respectiv, și de a modifica programul de formare anual în funcție de ceea ce piața muncii o cere. Da, asta este foarte important. Stimați telespectatori, și nu e o noutate să știți că acest lucru, de exemplu, în America sau în alte state, mă rog, avansate, reconversia profesională se practică, este practicată, pentru că așa se întâmplă când piața muncii este în mișcare. Chiar Alvin Toffler spunea acum 20 de ani în al treilea val că ar trebui, ideal ar fi ca după 10 ani să-ți schimbi
locul de muncă cu unul opus sau, mă rog, cu altceva. E până la urmă și din punct de vedere social contează să mai schimbi, să nu ajungi ca în timpuri noi cu Charlie Chaplin care tot... Profit de ce spui tu. În toate emisiunile la care am fost când promovam astfel de acțiuni, cum este Bursa Generală sau Bursa Absolvenților, le spuneam tuturor că noi nu facem restricții sau interdicție să participe la bursă, inclusiv persoanele care au un loc de muncă, dar poate nu sunt mulțumite de acel loc de muncă. Poate găsesc ceva mai bun. Exact. Nu este nicio problemă. Așa cum la bursa dedicată special absolvenților, spuneam că nu numai absolvenții pot să vină, pot să vină orice persoană care își caută un loc de muncă. Da, poate nu e mulțumit de actualul loc de muncă, poate chiar dorește să schimbe ceva, mă rog, în monotonia unui loc de muncă, sigur că da. Asta e important, e deschisă tuturor această bursă. Exact. Revenim la idee, când sunt 70 de firme deja anunțate, înseamnă că varietatea e clară, e evidentă. Da, așa este și ce mă bucur este faptul că agenții economici sunt din ce în ce mai receptivi la astfel de acțiuni, pentru că am avut discuții cu mulți dintre ei și am încercat să le elimin reticența de a participa la o astfel de bursă, pentru că le spuneam, bun, dacă ai locuri de muncă vacante, înseamnă că îți cauți personal. De ce nu vrei să participi la bursă unde ai o paletă de alegere mult mai largă decât să aștepți să-ți aducă oamenii CV-uri sau telefoane sau așa mai departe. Da, și am văzut că este aia din primăria trebuie să schimbe locul de muncă la 10 ani odată, să și-l tot schimbe, care sunt, mă refer la cei care mulți sunt osificați în anumite locuri și n-ar strica spre binele lor la unii. Vreau să mai spun un lucru foarte important. Știu că aceste burse, sau să zic, putem să ne bucurăm că un succes oarecum recent a avut bursa de la Carei, unde cred că nu te așteptai nici tu. Așa este. A fost o bursă organizată la cererea agenților economici din zonă. Surpriza plăcută a fost participarea, număr masiv a persoanelor, au fost și firme, multe, și am avut și succes, adică nu neapărat noi, succesul nostru este de fapt succesul agenților economici care își găsesc personal și a oamenilor care își găsesc loc de muncă. Motiv pentru care noi monitorizăm totdeauna, mai ales cele două burse care se desfășoară la nivel național, respectiv cea de mâine, Bursa Generală a Locurilor de Muncă și Bursa din Toamnă, Bursa Absolvenților, timp de o lună de zile, și mă aștept să avem angajări și mâine, chiar în cursul zilei, dar și în perioada imediat următoare, pentru că... Până la urmă, care e procedura? Sunt unii care chiar se angajează pe loc și sunt care unii sunt care rămân după aceea în... Sunt alții care sunt selectați în vederea unui al doilea interviu și o firmă, de exemplu, dacă vrea să-și angajeze 5 persoane, poate cheamă 10 oameni la al doilea interviu, după care face selecția finală. De asta cred că vom avea cel puțin la fel de bune rezultate ca și la bursa de anul trecut. Marcel, voi stimulați cu ceva pe agenții economici care vin? Au anumite avantaje în momentul în care angajează șomeri? Legea nu ne permite să-i stimulăm ca să participe la bursă. Nu. Dar, din momentul în care fac angajări, au anumite facilități. În momentul în care fac angajări, în funcție de personalul pe care îl angajează. Deci dacă angajează absolvenți din promoția 2013, dacă angajează persoane șomeri peste 45 de ani sau părinți unici susținători de familie, beneficiază de subvenție în condițiile în care o și cer și vin la Agenția Județeană și depun... Deci pot beneficia și de anumite condiții, sigur, așa cum beneficiau, dacă țin minte, când ați organizat o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Și acolo am înțeles că cei care angajează au anumite... Da, legea le dă dreptul să solicite subvențiile prevăzute în lege. Am înțeles. Și altceva, ce ar mai trebui să știe telespectatorii noștri legat de activitatea instituției? Aici mă refer dacă aveți noutăți privind. Bun, vizarea carnetelor de șomer se face tot așa, lunar, nu? Da, da. E aceeași procedură? E aceeași procedură și
Încercăm să, sigur că în momentul când persoanele vin la vize, noi avem în baza de date locurile de muncă disponibile și încercăm să-i trimitem către acele locuri de muncă. Exact, să-i îndreptăm, să-i consiliem în găsirea unui loc de muncă. În rest, activitățile sunt destul de intense. Din păcate, ne lovim de situația în care funcționăm cu foarte puțin personal și asta sigur că are implicații, dar cred că activitatea pe care noi o desfășurăm se vede, cel puțin în ultimul an s-a schimbat și fața instituției, asta și din ce aud și eu, ce îmi spun oamenii. Multe lucruri am făcut, poate nu le-am făcut toate câte mi-am propus să le fac, dar ai reușit cât de cât am reușit cât de cât să fac ceva. La mine ușa este deschisă, mulți cetățeni știu că nici măcar ușa biroului nu mi-o țin închisă, pentru că dacă vine cineva și vede și mi-adresează o întrebare, sunt acolo pentru orice situație, la fel și colega mea, doamna director adjunct. Deci suntem foarte deschiși vis-a-vis de cetățeni, pentru că noi considerăm că suntem în slujba cetățenilor. Dacă noi ne facem treaba bine, se vede. Cum ar veni, cetățenii cu care aveți de-a face sunt oarecum necăjiți, pentru că în condițiile de azi să rămâi fără loc de muncă sau să n-ai loc de muncă nu poate fi o fericire prea mare. Ai de plătit facturi, ai de plătit, nu știu, coșul zilnic și așa mai departe. Tocmai asta le cer colegilor mei și știu foarte bine și mă bucur că și o și fac în măsura în care pot, să aibă o atitudine foarte deschisă față de acești oameni care și așa sunt necăjiți, cum spuneai, că și-au pierdut locul de muncă. Exact, nu vin de fericire. Nu vin de bucurie, să fim foarte clari. Și atunci un zâmbet, o vorbă bună, o îndrumare îl ajută pe acel om. Vreau să revin la un subiect pe care de asemenea l-am mai discutat, Marcel, faptul că noi ca și județ avem o rată de șomaj destul de mică, numai că spuneam, nu este neapărat o rată reală, pentru că unii ori nu se declară în șomaj, ori lucrează, nu știu, prin Ungaria, prin alte zilierii. Părți, ori, da, zilierii, ori, nu știu, cară țigări, nu știu, mă rog, da. Avem... Așa este. În acest moment, respectiv la sfârșitul lunii februarie, rata șomajului în județul Satu Mare era de 4,77%. Asta, prin comparație cu anul 2013, era mai scăzută. Ne menținem, așa cum spui, sub media pe țară. Da, suntem sub media națională. Dar sigur că foarte bine ai sesizat, sunt multe persoane care nu vin să se înregistreze la noi, deci nu apar, nu figurează, nu apar. Dar sunt... Fie lucrează în străinătate, fie, cum spuneam, merg pentru munci ocazionale în Ungaria, fie se ocupă cu alte activități economice, mai puțin, să nu le numesc altfel. Mai mult sau mai puțin legale, da. Da, așa, și atunci sigur că... Asta este cifra din acest moment. Dar, pe de altă parte, un investitor nu este neapărat o favoare. Nu e o favoare, pentru că pentru un investitor rata șomajului mică e un dezavantaj. Exact, pentru că el ia în considerare și spune dacă în Satul Mare sunt, cum avem acum, 2000 și ceva de persoane, 2200-2300 de persoane în plată. Și eu vreau să deschid o fabrică și îmi trebuie 2000, de unde să iau? Nu am de unde să-mi fac selecția. Da. Deci aia zic, nu e neapărat un avantaj. Această statistică nu e un avantaj exact. În favoarea... Dar asta, de aceea am spus și m-am arătat dispus să particip la orice întâlnire în astfel de situații ca să avem o discuție concretă pe această situație în cazul în care vine un investitor străin sau nu neapărat străin, dar care oferă un număr mai mare de locuri de muncă, să-l asigur că putem să-i... Să îi oferiți acest, mă rog, această... acest sprijin până la urmă de a putea face o selecție cât mai riguroasă. Sunteți prima instituție care puteți să-l sprijiniți un investitor din punctul de vedere a forței de muncă. Din acest moment, stimați telespectatori, puteți suna, aveți un număr de telefon afișat pe ecran. Pentru coșul de Paște, bineînțeles, toată emisiunea și puțin mai încolo veți putea suna coșul de Paște, bineînțeles, cu întrebări legate de tema pe care o discutăm. Încercăm să îmbogățim puțin masa de Paște, alături de noi Primăria Municipiului Satu Mare, Consiliul Județean și alți oameni de bine care ne sprijină și în acest an.
Și, așa cum am spus, și telespectatorii din alte județe pot să ne sune pentru că vor primi coșul de Paște chiar la ei acasă. Și cu această ocazie îi salutăm și pe ceilalți telespectatori. Față de celelalte județe, că asta vorbeam, Sălaj, Cluj, Bistrița, Maramureș, cifra noastră, rata noastră de șomaj este cea mai bună, nu, să zic nu e, așa, nu? Nu, este Clujul este cel mai bine, dar în Cluj și oferta de locuri de muncă este mult mai mare decât mai la mare. Noi în județ. Deci Clujul are rată de șomaj mai mică? Da. Și Sălajul, într-adevăr, are o rată mai mare ca noi. Dar, repet, nu este chiar așa de relevant. Dar nu e relevant și nu e nici neapărat situația reală. Da. Și cred că mai important este numărul de angajări și pentru că tot vorbeam de cursuri de recalificare, chiar cu câteva zile am dat un comunicat și, în general, în ultima perioadă, încerc să dau foarte multe comunicate care să vină în sprijin cu informații în sprijinul atât a agenților economici cât și a cetățenilor. Cu cât sunt mai informați, cu atât sunt mai pregătiți. Și într-un astfel de comunicat dădeam și o cifră, respectiv 62 de persoane care s-au angajat pe baza acestor cursuri, după urmarea deci, acestor după urmarea cursuri. Cursurilor, iată, 62 de persoane, ceea ce e foarte, statistic vorbind, foarte bine. Exact. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Sunt Ilona. Da, doamna Ilona, o întrebare dacă aveți pentru invitatul nostru. Am înțeles că v-ați înscris și la coșul de Paște. Întrebare pentru invitat, vorbim despre locuri de muncă și despre bursa locurilor de muncă care va avea loc mâine dimineață. Alo? Da. Da, vă ascultăm. Aveți o întrebare? Păi nu știu. Dumneavoastră nu mai vă căutați loc de muncă, mă gândesc, că sunteți pensionară, nu? Nu, că pensionar, da. Am înțeles. Și aveți copii, nepoți? Am un băiat, da. Și lucrează? Nu. Păi trimite-l mâine la nouă, la Casa de Cultură. Să vină la Casa de Cultură mâine, la Bursa Generală a locurilor de muncă. Sunt poate-ți găsește ceva. De firme, poate-ți găsește ceva și el să lucreze. Bine, mulțumim. Rămâneți alături de noi. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Vorbim despre bursa locurilor de muncă și despre faptul că, iată, aveți mâine ocazia. Practic, e cea mai mare bursă a anului, dacă exact. E să o luăm. Da, și ar fi bine să aibă la ei, în momentul în care vin, vreau să fac o precizare, să aibă la ei un CV, pentru că este mult mai ușor când se prezintă în fața viitorului posibil angajator cu un CV pe baza căruia se poate o discuție. Da, un CV pe care să vadă exact și angajatorul. Da. Da, deci nu e mare lucru să vă formulați un CV. Nume, prenume, pregătire, studii, e simplu. Experiență. Experiență și cu siguranță. Până la urmă, asta ne dorim, în primul rând, directorul Marcel Marușca, dar și noi, asta ne dorim ca să se angajeze cât mai mulți în urma acestei burse de locuri de muncă, pentru că atunci își demonstrează, până la urmă, eficacitatea și eficiența. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo, bună seara! Da, vă ascultăm. Aveți o întrebare pentru noi legată de locuri de muncă, de bursă? Da, da, vă ascultăm. Eu aș avea o întrebare pentru... Da? Da, vă ascultăm. Pentru ginele meu, ca electrician. Da. Dacă sunt locuri de muncă. Da. Nu lucrează el? Acum, deocamdată, nu lucrează. Am înțeles. Vă mulțumim. Da, vor fi rămâneți și pentru... alături de noi. Vor fi locuri de vor muncă fi și pentru electrician. Da, vor fi și pentru electrician. Deci, iată, și ginerele dumneavoastră poate să vină mâine și să-și găsească un loc de muncă. Vor fi și pentru electricieni aceste locuri de muncă. Așa cum am spus, la 70 de firme e normal că oferta e foarte mare. Și, și mai este un aspect care l-am constatat la bursa trecută. Au fost firme care au venit cu o anumită ofertă de locuri de muncă, dar au selectat mai mult personal decât și-au propus și în alte meserii în urma discuțiilor avute. Și-au dat seama că, uite, am nevoie și de așa ceva. Am nevoie și de, da. De asta e bine să mergi. Acum,
Știi cum e, Marcel? Dacă îți dorești cu adevărat un loc de muncă, că așa numai să te plângi că ești somer și tu să nu-ți cauți nimic, să nu vrei să faci nimic, așa... Evident, în primul rând trebuie să vrea să muncească. Exact. Și să-și caute. Decât... Pentru că altfel, mă rog, normal, că așa sunt, din păcate... Eu știu că se mai făceau și șmecherii, că mergeau pe nu știu unde să le dea negația aia, că nu au nevoie de el, ca să poată să mai stea în șomaj, că el n-avea chef să muncească. Și asta aici erau pe felie cu agenții economici, care... Da, asta am încercat și eu să le spun și agențiilor economici, că se considere această acțiune în momentul când noi trimitem la locurile lor de muncă vacante, să o ia foarte în serios, în sensul în care dacă omul se duce numai ca să-i pună ștampila că nu corespunde, că nu corespunde că nu sau corespunde, că nu are nevoie de el. Sau că... Nu ne face un serviciu nici nouă, dar nici lor. Să fie corecți. Dacă nu corespunde omul, asta este, nu corespunde, nu are competențele necesare pentru poziția respectivă, sunt de acord. Dar pe bune, cum ar veni. Dar să fie pe bune, să nu ne furăm singur căciulă. Păi da, asta e practic... Na. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, Magoș Aurelia. Să rămână, doamna Aurelia, dacă aveți o întrebare legată de bursa locurilor de muncă, de locuri de muncă, o întrebare pentru domnul director. Domnul Victor, eu sunt pensionară, copiii stăți cu serviță, așa că pentru coșul de pași. Atunci e bine. Vă mulțumim pentru intervenție. E bine să... Da, apropo, să nu uitați, că mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus Marcel Marușca, faptul că și dacă aveți loc de muncă, e deschisă bursa locurilor de muncă, pentru că, nu știu, poate vreți să-l schimbați, poate nu vă mai place, poate v-ați plictisit, poate nu vă convine salariul, poate nu vă convin condițiile, poate, mă rog, vă doriți altceva. Da, de aceea este bine să ai, mă rog, cât mai multe oferte. Până la urmă, noi sperăm că mâine, după încheierea locului, bursei locurilor de muncă, să avem o știre la, aici la Nord-Vest TV, în care să spunem că foarte mulți s-au angajat sau, mă rog, intră într-o nouă etapă a interviului. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo? Da. Da, noi va fi un chestionar pe care agenții economici îl completează la final, când pleacă, și care, în care ei trebuie să treacă și vis-a-vis de un feedback legat de acțiune, dar și numărul de persoane pe care le angajează deja sau care le-au selectat în vederea angajării în perioada următoare. Da, am înțeles. Și vom da probabil după prânz. Că am fost, de exemplu, întrebat, am mai fost și în alte emisiuni, dar de la ce oră la ce oră ține? Zic, ora la care începe, pot să vă spun, este ora 9. Când se termină, cât sunt agenții economici și au cu cine stat de vorbă, e normal să țină. La barurile serioase, până sunt clienți. Exact. Până sunt clienți, atâta timp rămâne. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Cristian la telefon. Da, vă ascultăm, domnul Cristian. Dacă aveți o întrebare pentru domnul director Marcel Marușca de la AJFM. Da, o întrebare aș avea dacă s-ar mai face cât mai multe societăți, să angajeze cât mai mulți muncitori. Pentru faptul că multe s-au închis pentru, da, așa spus, între ghilimele, partidele politice. Da, păi nu, din cauza crizei, da, da, vă mulțumim pentru... Aici, din păcate, nu vă pot... Ce pot să spun este că noi am încercat și ne-am străduit să aducem cât mai multe firme la bursă, tocmai ca oferta de locuri de muncă să fie cât mai variată și posibilitățile pentru oameni să fie de a-și găsi un loc de muncă cât mai mare. Așa cum ai simțit tu, încep societățile, începe să reînvie un pic economia, că tu trebuie să simți pulsul. Se reînființează societăți, vin altele noi firme. Din ceea ce observ în ultima perioadă, da, este o mică tendință de creștere, de revenire, că... cum bine spui. Sigur că acum, în perioada asta, vor fi angajări mai numeroase în domeniile care își reîncep activitatea și mă refer din nou la construcții și în agricultură, dar sunt și, din ce am văzut în ultima vreme, extinderi de activități, dezvoltări ale firmelor care își mai angajează personal, își extind producția. Asta este o veste bună. Tot un fel de se creează noi locuri de muncă și este, sigur că da, important.
Da, îți mulțumim foarte mult pentru participarea în emisiune. Nu uitați, mâine la ora 9 la Casa de Cultură, stimați telespectatori, Bursa Locurilor de Muncă, și să sperăm că foarte, foarte mulți vor reuși să și găsească. Rămâneți alături de noi, stimați telespectatori. Bineînțeles, continuăm și cu bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora adevărului, o emisiune cu și pentru dumneavoastră, o emisiune în care avem plăcerea să avem ca și invitați doi oameni care ne pot lămuri asupra unor lucruri foarte interesante în această conjunctură de acum, dar putem vorbi despre foarte multe lucruri, pentru că alături de mine este Ioan Mircea Pașcu, europarlamentar. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. În mijlocul său, de fapt, sunteți sătmărean deja. Nu că deja, sunt de când m-am născut. De mult, sătmărean. Ne face plăcere să fiți în mijlocul nostru. Și Ciprian Ardelean, colegul și prietenul nostru, care participă la emisiunile noastre pe diferite teme. Astăzi ne vom axa pe teme oarecum legate de conjunctura, de situația conjuncturală, care, din păcate, e destul de aproape de noi aici. Pentru că, după cum știți, evenimentele din Ucraina, într-o oarecare măsură, poate o să ne afecteze și pe noi. O să vorbim despre aceste lucruri, domnule Pașcu, ne poate afecta, că până la urmă telespectatorii ei tot văd, aud pe la televizorul național, văd ce se întâmplă, ce fac ăia, referendumuri, așa mai departe. Dar ne poate afecta într-un mod oarecum negativ pe noi, ca simpli cetățeni români aflați la granița cu Ucraina? Nu cred că e vorba de o chestiune atât de directă, pentru că granița asta și zona asta a Ucrainei, comparativ cu Crimea, cu Ucraina de răsărit, nu este atât de primejduită, ca să spunem așa. În al doilea rând, nu sunt de așteptat deocamdată, deși bănuiesc că planul există pentru o situație ca asta, exodul de populație înspre noi din zonele respective. Suntem pregătiți pentru eventuale refugiați. Categoric. Nu-mi dau seama în ce măsură autoritățile ucrainiene permit în continuare desfășurarea traficului de micului trafic de frontieră. Dacă nu au instituit anumite rigori suplimentare, nu-mi dau seama de lucrul ăsta, dumneavoastră poate știți mai bine. Nu sunt. Deci n-au făcut. Nu. Deci din punctul ăsta de vedere, nu. Suntem afectați, să spunem, într-un plan 2 de percepția asupra zonei de graniță cu un stat cu probleme nu create de el atât de mult cât create de alții, sub raport economic. Dar bănuiesc că și aici lucrurile sunt lămurite, investițiile planificate vor veni fără să fie, să spunem, primejduite. Bănuiesc că lucrul ăsta... Bine, pentru un investitor nu știu dacă sună bine. Da, nu sună în general, dar să nu uităm un lucru, că totuși suntem țară NATO, suntem garantați de NATO și de asemenea suntem țara Uniunii Europene. Deci același lucru poate fi valabil pentru Polonia, nu? Sau pentru țările baltice. Asta vreau să vă întreb. Sunteți unul dintre artizanii intrării în NATO. Putem acum oarecum să fim liniștiți pentru că suntem sub această umbrelă? Am fi avut oarecare emoții dacă nu eram acum la această... Nu, emoții aveam. Am fi avut. Adică știți ce s-a întâmplat? Noi atunci ne-am bătut să intrăm în NATO și mă bucur foarte mult că am reușit. Lumea a sprijinit acest obiectiv, dar nu atât de mult pentru că era extraordinar de bine informată ce înseamnă diferența între a fi și a nu fi membru, în ce condiții ești apărat și așa mai departe. Cât pentru că lumea a simțit corect, instinctiv, că acolo trebuie să fim, că acolo suntem în siguranță, că acolo trebuie să ajungem. Și atunci lumea a sprijinit acest obiectiv. După aia s-a întâmplat faptul că nimeni n-a mai vorbit deloc. Da, adică totul a fost luat de-a gata, domne, gata, suntem acolo, am încheiat. În plus, cred că mai exista și un element că cei care au urmat după noi la guvernare n-au fost interesați să redeschidă discuția în care ei n-au avut un rol atât de mare. Și atunci, domne, mai puțin despre NATO. Acum tot subiectul ăsta a izbucnit. Noi ne pregăteam să sărbătorim 10 ani.
indiferent de ce s-a întâmplat sau nu în Ucraina. Și s-au pus la punct o serie întreagă de manifestări. Mie personal mi s-au cerut interviuri, le-am dat și așa mai departe. Și mai urmează să mai particip la niște reuniuni. Dar pe acest fundal de 10 ani pe care noi oricum l-am fi sărbătorit, a apărut această criză ucraineană. Și criza ucraineană poate să fie definită ca o criză, dar în același timp s-a întâmplat ceva foarte grav. Adică Rusia, prin forță, a smuls o bucată din teritoriul Ucrainei și a anexat-o. Această chestiune însă este foarte gravă. Nu numai sub raportul principiilor, sub raportul tratatelor care garantează granițele în Europa, sub raportul sistemului de securitate care trebuie să te apere. Nu în ultimul rând, a precedentului creat. Exact, a precedentului creat și așa mai departe. Deci situația este foarte complexă și foarte importantă. De aceea ea este dezbătută, vedeți, din foarte multe unghiuri de vedere, cu măsuri, cu contramăsuri și așa mai departe. Dar ce a apărut nou în urma acestei chestiuni? A apărut, mai ales prin prisma reacției de până acum, a Uniunii Europene, a NATO și așa mai departe, a apărut nou un semn de întrebare cu privire la valabilitatea garanției de securitate pe care o primim prin intermediul NATO. Țările din această zonă, vedeți, au cerut un fel de, și sunt în situația de a solicita NATO să aibă grijă de acest deficit de securitate care s-a creat pe zona asta. NATO ar trebui să-și revadă toată, să spunem, concepția cu privire la partea ei de răsărit, la granița de răsărit, împreună cu Uniunea Europeană. Împreună cu Uniunea Europeană, lucrurile se îndreaptă în această direcție. Și pe de altă parte, vedeți că americanii au recurs rapid la măsuri politico-diplomatice, dar și militare. Dar nu vi s-a părut oarecum o reacție destul de timidă și a Europei? Nu, reacția este timidă în sensul că e clar că Rusia a pus în aplicare un plan pe care l-a pregătit de mult. De aia succesiunea a fost foarte rapidă a etapelor. Da, de aia fiecare obiectiv era vizat, punct ochit, punct lovit, pentru că erau pregătiți pentru o situație. Noi nu eram pregătiți pentru că nu puteam concepe că așa ceva se poate întâmpla și iată că s-a întâmplat. Lucrul ăsta probabil că dincolo de ce se va întâmpla în NATO și în Uniunea Europeană ne va crește nouă țărilor din această zonă ponderea și importanța în ansamblul deciziilor occidentale. Pentru că noi am menționat anumite lucruri până în momentul de față, nu au fost luate în calcul. Și nu vorbesc numai de România, Polonia, vorbesc aici de toate țările est-europene, cei care am fost în pactul de la Varșovia, am fost în CAER și acum suntem și în NATO și în Uniunea Europeană. Da. Deci până acum noi n-am prea fost ascultați. De acum bănuiesc că vom fi ascultați. Putem fi mai vocali. Putem să fim mai vocali, în orice caz trebuia să fim oricum mai vocali. Bun, după aia vedem noi dacă ne ascultă. Dar chestiunea este că probabil, eu bănuiesc, simt că va fi o mai mare disponibilitate să se asculte de ceea ce spunem noi, de evaluările situației noastre. Eu personal am fost chemat acum într-o multitudine de întâlniri la Bruxelles, în care mi s-a cerut opinia cu privire la situația de acolo și am spus, dom'le, uite, noi, ca român, interpretez așa. Și am dat această interpretare. Deci, suntem într-un moment extrem de important. De modul cum vor evolua lucrurile încolo depind foarte multe situații, însă suntem într-un meci de box de 12 reprize. Da. Adică să nu ne închipuim că lucrurile s-au terminat acum cu chestiunea de încredere. Vorba aia de la țară, nunta e lungă. Exact, exact. Da. Și dacă vreți o clipă, numai o singură chestiune mai vreau să spun, noi am pierdut prima repriză. Prima repriză a fost Vilnius, când Ucraina ne-a lăsat cu ochii în soare la altar și a plecat. Am câștigat a doua repriză, am câștigat între ghilimele, un fel de a spune. Când au ajuns noile autorități de la Kiev, au preluat puterea în stat, am pierdut a treia repriză, care e Crimea. Dar meciul are 12 reprize, cel puțin. Da, o mai luăm, ne revenim din pom, mai da. Ciprian Ardelean, ești exponentul unui partid cel mai puternic și aflat la guvernare. Cum vezi această situație din prisma politicului, să zic așa?
Acum, în ceea ce privește viziunea Partidului Social-Democrat, cu siguranță că tot domnul Pașcu ar fi mai în măsură decât mine să exprime un punct de vedere. Eu aș putea să spun cum par lucrurile de aici din satul mare, ca un județ de graniță. Nu cred că suntem foarte, și e clar că nu suntem foarte afectați, de altfel cetățenii județului nostru n-au simțit, zic eu, nici într-un fel ceea ce s-a întâmplat acolo, decât așa o mică neliniște pe care cred că o simt toți românii, indiferent că sunt din satul mare sau că sunt din Craiova, să spunem. Da. Deci e oarecum tot una. M-aș gândi eventual la ce se întâmplă cu românii din Ucraina. Poate că acesta ar fi un subiect care să ne intereseze pe noi cei din satul mare, pentru că foarte mulți dintre cetățenii județului nostru au diferite rude în Ucraina sau chiar sunt ucrainieni care s-au căsătorit în satul mare. Deci prin prisma acestor aspecte ar putea interesa și județul nostru. Restul cred că e politică pe care o poartă cei de la nivel național. Noi de la nivel județean nu suntem afectați, așa cum spunea și domnul Pașcu anterior. O să fie și contrabandiștii, că nu mai o să aducă țigări. Eu cred că contrabandiștii se gândesc să facă, poate se întâmplă ceva și în beneficiul lor. Dar în continuare, la Vama Halmeu nu cred că s-a întâmplat nimic deosebit, afară de ultima grevă pe care o știm și a fost o grevă acum vreo 3 săptămâni, dar pe care au făcut-o tot românii, în ucrainienii, din cauza măsurilor care s-au luat acolo. Și mai mult au făcut și fără niciun fel de legătură. Și sălăjenii, număr mai mare. Sigur, și fără niciun fel de legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina sau în Crimea. Deci nu cred că suntem afectați și sper să rămână, din punctul nostru de vedere, lucrurile tot așa. Da, o scurtă, să zic așa, populare, sau mă rog, un trafic crescut chiar în perioada când a izbucnit scandalul, respectiv mai mulți ucrainieni, ciudat sau mă rog, explicabil, cu dublă cetățenie, ucrainienii care obținuseră și cetățenia maghiară, care au venit și au tranzitat țara noastră în drum spre Ungaria. Atunci s-a înregistrat, să zic așa, o creștere oarecum spectaculoasă a celor care, nu știu, din îngrijorare că ar putea fi chemați la poaste, din frică, nu știu, sau o combinație și au venit. Dar în rest, într-adevăr, mișcări mari nu s-au observat și, slavă Domnului, nu am fost încă afectat. Cum credeți că se va încheia, domnule Pașcu, până la urmă această poveste? Urât. Adică vreau să spun că viața liniștită și pașnică pe care am avut-o până în momentul de față e o etapă depășită. După părerea mea, vom intra într-o zonă a confruntării inevitabile, pentru că Occidentul va adopta un set de măsuri, până la urmă va adopta un set de măsuri, că nu se va întâmpla astăzi și mâine la Bruxelles, dar se va întâmpla, pentru că săptămâna viitoare, de pildă, e reuniune informală a celor din G7, care se desfășoară probabil tot pe marginea acestor subiecte. Și deci există tot mai mult preocuparea în Occident de a analiza un răspuns foarte serios. Adică ceea ce a făcut Rusia în momentul de față nu e tolerabil sub niciun aspect, nici al dreptului internațional, nici politic, nici militar, sub nicio formă. Dacă noi acceptăm lucrul acesta, mâine se poate întâmpla orice. Iată de ce China, de pildă, care e un aliat serios al Rusiei, de data asta s-a abținut în Consiliul de Securitate. Mă rog, blocau rușii oricum. Dar s-au obținut pentru că nici lor nu le convine un precedent de genul ăsta, ca anumite părți din teritoriul național să fie smulse prin referendumuri încurajate din afară și cu prezență militară străină pe teritoriul ăsta. Ei, au și ei destule probleme, puncte vulnerabile. Și mai mult decât atâta, din ce știu și am fost informați la Bruxelles, nici alte țări din spațiul ăsta pe care Rusia încearcă să-l creeze euroasiatic nu mai sunt aliații Rusiei, nici măcar Armenia, Kazahstanul și alții, pentru că toți se simt în primejdie față de un asemenea comportament. Și atunci, deci, aici avem o perspectivă care nu e prea bună. Vor fi măsuri economice serioase și ceea ce începe să devină clar la Bruxelles este că aceste măsuri nu vor fi serioase și nu vor fi credibile decât dacă ne produc și nouă pagube. Adică dacă noi suntem în stare, dacă de pildă mâine țările Uniunii Europene sunt, domne, cu toate consecințele, întrerupem importul de gaze din Rusia.
Noi, europenii, decidem lucrul ăsta. Da. E clar că lucrul ăsta ne face să suferim serios, dar este un semnal extraordinar de puternic. Extraordinar de puternic. Nu știu și nu cred că se va întâmpla rapid lucrul acesta, dar în orice caz anumite măsuri în direcția asta se iau. Adică s-a spus așa, domnule, noi pe termen scurt suntem confruntați cu posibilitatea unei diminuări a aprovizionării din cauza Rusiei, eventual dacă noi impunem anumite măsuri, s-ar putea ca ei să ne întrerupă afluxul de gaz. E, în aceste condiții există energie, există gaz lichefiat în Statele Unite ale Americii și încă nu avem instalațiile. Dar asta este o chestiune care va mai dura ceva timp. Dar asta nu e niciun motiv ca lucrul la pregătirea acelor instalații să nu înceapă acum. Nu e niciun motiv. Și atunci, chiar dacă el va plăti, să spunem, va începe să producă efecte pozitive, în 2, 3 ani, 4 ani, lucrul începe și se va decide probabil lucrul să înceapă chiar acum. Și adică ăsta e mesajul. Da. Revenim puțin la problemele interne, până la urmă cel mai important pentru sărmăreni și pentru români e ceea ce se întâmplă în țară. Un an, să spun așa, un an interesant acest an, un an electoral cu mai multe tipuri de alegeri, un an care o să pună iarăși la încercare până la urmă interesul românilor pentru politică și pentru vot. O să vedem ce o să se întâmple, dar un an cu atât mai interesant cu cât această rupere a USL-ului a survenit oarecum recent. Și din punctul de vedere a partidului pe care reprezentați, este o provocare, înțeleg, destul de mare, pentru că acum lumea poate să spună, domnule, acum puteți guverna cum doriți, nu mai aveți încă 100 pe liberal. Mai rămân cotrocenii care ați văzut că continuă să blocheze orice inițiativă legislativă. Și pentru o scurtă perioadă mai rămâne cotroceniu, acum totuși e final de mandat. Asta e o chestiune. Dar acum puteți să demonstrați că sunteți de stânga și... Nu, asta e real, dar în același timp ați văzut că totuși a fost un șoc pentru populație și atunci noi am încercat să atenuăm acest șoc negativ, respectiv dispariția USL-ului la nivel central. Aici aș introduce o anumită nuanță, pentru că la nivel local foarte multe lucruri au rămas la fel ca înainte. Da, la fel cum au funcționat înainte. Da, au funcționat sau nu au funcționat, dar aranjamentele au cam rămas. Ori din punctul ăsta de vedere, vedeți, lumea să ia după ce s-a întâmplat la centru. E de văzut în condițiile acestea ce se va întâmpla în continuare. Eu personal nu cred că liberalii se vor întoarce cu actuala conducere în cadrul USL-ului, pentru că asta ar însemna o autodiscreditare. Deci probabil că lucrurile astea nu se vor întâmpla așa. Poate că se întâmplă, eu știu, liberalii își vor da seama că ce s-a întâmplat nu e bine și atunci vor alege individual diverse soluții. Nu este exclus ca, eu știu, această inițiativă sau inițiative de tipul celei lansate de domnul Tăriceanu să aibă mai mult succes în viitor, orice se poate. Însă, în orice caz, aici aveți dreptate că noi trebuie să continuăm într-un fel să răspundem așteptările populației care a votat masiv USL-ul atunci. A doua chestiune, ne-am prezentat cu 90% din programul pe care l-am avut cu USL-ul în Parlament și am obținut votul de investitură. Da? Și atunci, iată rațiuni pentru mai multă continuitate decât discontinuitate în ceea ce facem noi. Acum vom avea trei tipuri de alegeri. Primele alegeri sunt cele pentru Parlamentul European și ele vor da un anumit raport de forțe. Și acest raport de forțe va conta foarte mult la alegerile prezidențiale din toamnă. Iar peste această chestiune apar, cum e și situația aici la Satu Mare, dar nu numai, mai sunt alte colegii, unde vor fi alegeri suplimentare, deci pentru acoperirea locurilor care au fost lăsate într-un fel sau altul libere. Și atunci vom avea suprapus încă un set de alegeri care nu va fi de data asta generalizat. Am înțeles, mi-ați spus înainte de a intra în emisiune, că guvernul tocmai a hotărât ca aceste alegeri
să beneficieze doar de 15 zile de campanie electorală. Da. Asta nu interferează cu alegerile pentru europarlamentare, pentru că acestea sunt, sunt prevăzute în lege, sunt guvernate deja de alte 15 regi. Zile de campanie nu e destul de puțin, având în vedere că lumea e oarecum plictisită, poate și sătulă de alegeri, iar ca să îi mobilizezi, ca să-i fac să înțeleagă că trebuie să participe la vot, poate este un timp extrem de scurt. Practic, e discutabilă și teoria asta a campaniei electorale, dacă e să ne gândim ce se întâmplă în alte state, spre exemplu în Statele Unite, unde campania durează 3 luni de zile de campanie electorală. Dar sunt mult mai mari. Da, sigur, sunt mult mai mari. Sunt mult mai mari de acoperit. Sunt, cred eu, avantaje și dezavantaje. În acest moment, eu cred că e o chestiune pozitivă dacă ne raportăm doar la cheltuielile care se fac în general într-o campanie electorală. Dacă ne raportăm la persoana candidaților, se poate întâmpla ca această campanie să fie insuficientă. E mult mai greu să cunoști un om din punct de vedere a capacităților, să-i spunem așa, sau motivelor pentru care ai putea să-l votezi ca și cetățean în 15 zile. Cred că avantajul e a celor care sunt deja de notorietate și cei de mai puțin notorietate sunt dezavantajați. Dar dacă discutăm despre, sau dacă ne orientăm mai mult către cheltuieli, e totuși un avantaj. În ceea ce privește colegiul 2, aș putea să spun că lucrurile sunt oarecum la mijloc. E și un avantaj că se reduc cheltuielile pentru toți candidații și asta e, cred eu, un lucru bun, cel puțin în ceea ce privește partidul pe care eu reprezint. Iar în ceea ce privește ceilalți candidați, dacă își vor găsi persoane cunoscute, vor avea un avantaj. Dacă nu, până acum nu s-au anunțat, după cum e deja cunoscut. Da, se cam, mă rog, tărăgânează, deși deja e oarecum târziu. Vreau să vă întreb, domnule Pașcu, legal, nu știu, constituțional sau cum o fi, că trebuie să știți mai bine. Acest mod de a nu fi reprezentați, în colegiul ăla 2, de exemplu, la noi, vorbesc în satul mare, sunt niște oameni care, teoretic, timp de nu știu câte luni, n-au fost reprezentați, n-au avut reprezentativitate în Parlament. Ei au fost a nimănui, practic, din punctul ăsta de vedere. Da, asta e o situație. Merită să fie discutată, dar în asemenea situații speciale, într-un fel sau altul, eu cred că partidele au datoria de a acoperi, de a extinde aria de acțiune a parlamentarilor de pe un colegiu pe altul. Până la urmă, cum să spun, nu pot să spui, domne, toată responsabilitatea mea se oprește exact la strada cutare care delimitează un colegiu de altul. Nu, până la urmă, tot sădmăreni sunt și până la urmă, cum să spun eu, ar trebui să fie preluat. E simplu, e ca la fotbal. Dacă un fundaș e depășit, îl dublează cineva și încearcă să rezolve situația. Roșu, vine cineva. Și, deci, așa ar trebui să se procedeze. Dar e adevărat că oamenii n-au avut. Mai există și foarte multă inerție, există și multă comoditate, există și gelozie la nivel local, foarte multe elemente și nu putem spune că eu nu cunosc exact situația de la noi de aici, dar sunt convins că ea nu seamănă cu situația din altă parte unde sunt probleme specifice. Dar asta ar fi soluția la ea. Adică, domnule, temporar, dumneata preiei și problemele oamenilor respectivi. De ce are și lumea la vot la parlamentare? Cred că va fi cred că ne vom trezi în situația de a fi, ca prezența la vot să fie mult mai mică ca și până acum. De ce se va întâmpla? Suntem deja în ultimii ani de zile la nu știu câtelea tur de scrutin electoral și practic e și normal ca oamenilor să le tot cer să vină la vot după ce USL-ul a intrat la guvernare și spunea mult mai detaliat domnul Pașcu înaintea mea. Oamenii s-au așteptat la niște măsuri extraordinare. Tocmai din cauza asta, cum spunea și dânsul, programul acesta trebuie dus mai departe. Ei, e foarte greu ca într-o perioadă foarte scurtă de timp, chiar și de un an sau de doi ani, să faci lucruri care să pară în opinia oamenilor extraordinare, că s-au întâmplat tot ceea ce ei și-au dorit. Până și
promisiunile electorale nu poți să le faci într-o noapte sau într-o... nici măcar într-un an, iată. Din cauza aceasta, cred eu că la nivelul populației în general și inclusiv în Colegiul 2 Satu Mare se resimte oarecare, probabil, nemulțumire în rândul cetățenilor, ceea ce va determina o prezență mai scăzută la vot, indiferent de care partid discutăm aici. Am putea aprecia totuși că UDMR va avea o prezență mai numeroasă datorită faptului că au un electorat mai disciplinat care este orientat către secțiile de vot prin biserici, așa cum ne-am obișnuit și până acum. Și cred că din partea partidelor românești va trebui să se facă un efort mai mare decât până acum pentru a mobiliza oamenii să meargă la vot. Această mobilizare poate să fie prin argumente electorale sau, în fine, fiecare partid, cred că în funcție de metoda și de tactica pe care o abordează în alegeri. Dar cred că partidele românești vor trebui să se orienteze către asta în primul și în primul rând, pentru că oamenii vrând nevrând sunt poate puțin dezamăgiți, poate că au impresia că se putea face mai mult și atunci nu se vor duce în același număr mare la vot cum a fost la ultimele alegeri. Da. Domnule Pașcu, vreau să vă întreb când vom ajunge și noi la conștiința, sau nu știu cum să o numesc exact, de a, în primul rând ca partide, de a nominaliza candidații în funcție de anumite abilități, capacități sau de ce nu chiar profesii specifice când ajung într-un loc, nu știu, într-un legislativ ca și Parlamentul, e destul de ciudat să pui un fierar betonist. Asta spun pentru că văzusem recent o listă a unor parlamentari din toate partidele care, ca și ocupații, aveau niște ocupații care nu prea le dădea girul de a participa într-un organ legislativ care practic trebuie să facă legi, că aia trebuie să facă, da, Parlamentul. Când vor înțelege și partidele și mai ales și oamenii cine trebuie să te reprezinte în Parlament și de fapt cu ce se mănâncă Parlamentul ăla, ce face el? Acum aici educația noastră politică poate să fie discutată, începând odată cu Revoluția și mergând până astăzi. Noi n-am reușit în toți acești ani să creăm un sistem care să producă politicieni capabili să-și asume asemenea responsabilități. Încă la noi politicienii sunt calificați la locul de muncă, ca să spun așa. Foarte puțini au avut, să spunem, o pregătire anterioară. Eu pot să spun că am beneficiat de lucrul ăsta. Am fost unul din oamenii care, având un doctorat în științe politice și lucrând în zona asta, am avut cunoștințe respective. De asta nu e un caz generalizat, generalizabil. Sunt foarte mulți colegi de-ai mei, foarte buni, care au fost, sunt la bază ingineri, medici, avocați și care s-au descurcat. Dar n-am creat, bun, inevitabil așa se întâmplă la început. Când vine o nouă clasă politică, când pleacă, da, cealaltă și așa mai departe. Dar noi n-am creat în timp un sistem. Un sistem care să preia, să zicem, pe tinerii care au anumite calități, să-i canalizeze, să-i canalizeze pe anumite făgașuri, ca să poată să... și să-l scoți de acolo politician. Am creat niște elemente la suprafață, la capătul drumului. SNSPA-ul, sunt un membru fondator împreună cu domnul Secăreș, Dan Mircea Popescu și alții, l-am creat tocmai pentru că am avut nevoie rapid de oameni calificați în domeniul politicii externe și relații internaționale și atunci l-am făcut de 2 ani de zile post-universitar. Da. Și acolo, printre primii, au fost Sorin Ducaru, care, iată, astăzi este asistent al secretarului general NATO, o serie întreagă de ambasadori și din România și din Moldova, oameni care au avut curajul atunci să abandoneze tot ce făcuseră până atunci, politehnică și așa mai departe, construcții, și să vină să facă această școală și să se recalifice. Pe urmă am făcut Colegiul Național de Apărare. Colegiul Național de Apărare, care a început cu
o treime civil și două treimi militari și a sfârșit cu o treime militar și două treimi civili. Și a produs toți aceștia ani oameni calificați pe zona asta. Bun, și aici s-a întâmplat un lucru. Că vedeți, dumneavoastră, îl trimiteai ca partid la Colegiul Național de Apărare și politica a fost să nu faci diferențieri între opoziție și putere. Fiecare avea locurile lui ca partid acolo, partide reprezentate în Parlament. Și oameni din afară, că era vorba și de jurnaliști și de alții, numai că atunci când venea la nominalizare și se făcea guvernul, apăreau crocodilii. Adică, domnule, a făcut tânărul cu tare Colegiul Național de Apărare. E calificat, are un rezultat foarte bun. Bă, dar în fața unui vicepreședinte al partidului, nu suflă, domnule, ăla ministrul apărării. Și atunci asta este întreb la ce l-am pregătit, înțelegeți? Deci noi n-am fost consistenți, n-am fost serioși, n-am avut determinarea să pregătim un sistem de calificare a politicienilor ca să poți să vorbești că, domnule, avem nevoie de o clasă politică, domnule. Da. Nu e, e în continuare formată din oameni care au ajuns acolo, fiecare dintre noi, având drumuri personale și așa mai departe. Bun, atunci... Și asta suferă și în calitatea actului de guvernare, suferă și în apucăturile cu care am venit toți acolo, cu alea pe care le transmitem, alea care sunt preluate mai ușor de ceilalți care vin după noi. Eu sunt un pic decepționat de faptul că tinerii care vin după noi au luat lucrurile proaste de la noi mai degrabă decât lucrurile asta, bune. Asta ați punctat foarte și bine. Atunci, așa s-a întâmplat. Dar e și vina noastră, că nu ne-am preocupat de treaba asta. Și atunci, măcar ar trebui să mergem pe un principiu care ne poate ajuta în acest moment. Și eu mă refer la, în felul următor. Dom'le, dacă tot nu avem o clasă politică foarte... Nu poți să zici că avem parlamentari de profesie. Atunci, măcar să fie, pentru că ei merg într-un legislativ, cei care au tangență cât de cât și au implicat. Avocați, economiști, da, ar fi câteva categorii care ar fi acolo. Adică foarte apropiați de... Ar fi mai ușor. Da, mai ușor să se reorienteze. Da, să se califice. La locul de muncă, cum se zicea pe timpul. Da. Calificarea la locuri de muncă. Adică mă gândesc că pentru un avocat e mult mai ușor să se gândească la face o lege decât pentru un fierar betonist. Da, numai că acum vreau mai spun ceva. Toți avocații care au fost în Parlament au făcut lege de așa mai natură încât să poată să funcționeze ca avocați. Da. Să funcționeze ca avocați. Și au lăsat loophole-uri, au lăsat portițe, au lăsat nu știu ce și nu știu cum și tot sistemul asta nostru e așa. Cu cine împarte, da. Dar aici mai e o altă chestiune. Vedeți, cum, ce pretenții ai tu să ai o echipă națională bună când tu n-ai campionat? Nu, n-ai campionat, domnule. De unde vrei să scoți? Sau, vedeți, toate cluburile mari au academii de fotbal. Academia Barcelona, Academia Manchester United, Academia nu știu care. Păi, la noi a încercat Hagi, a plecat de jos, dar s-a oprit acolo. A făcut un pic cu echipa aia, cu Viitorul, nu știu ce. Da. Dar nu e, e izolat, exemplu, e încă șubret săracul. Dar alții nimic, domnule, de unde vin jucătorii ăștia? Păi tu ăla bate mingea pe undeva, îl vede cineva, îl ia la echipă, îl ține un pic acolo și l-a vândut repede, a luat banii de pe el. Și pe urmă ajungem la DNA. Deci așa și în politică. Și în politică se întâmplă așa. Și pe urmă traseismul ăsta. Adică, domnule, nu te supăra. Eu am fost de la bun început și am rămas până în momentul de față 25 de ani în același partid. Da. Puteam să plec și nu mi-era greu. Aveați oferte considerate. Dar am rămas, domnule, la bine și la rău cu același partid. Adică îți trebuie un pic de tărie de genul ăsta. Nu așa, domnule, cum bate vântul într-o parte, am fugit acolo. Cum lăsăm baltă, fugim dincolo. Pormă, iară revenim aici. Că mă uit la asemenea... Și, domnule, sunt clasă politică. Sunt colegii noștri. Adică îi întâlnim în campionatul ăsta care nu există. Și sunt destui. Da. Până la urmă, noi ca Sătmăre ne putem indica, suntem reprezentanți în Parlamentul European de cineva ca și dumneavoastră. Acum o să plătiți asta mascată, cum se zice, publicitate, că vă fac publicitate. Ceea ce știe toată lumea e că sunteți apreciați și de adversarii politici. Asta e, cum să zic, asta e o chestie până la urmă definitorie, că nu mai e ce să mai o dai la întors. Eu mă bucur pentru că vedeți. Că dacă vorbeați de fotbal, e exact ca și cum apreciază, domnule, e adversarul meu ca jucător, dar e bun, ce să fac? Îl ținem 2-3, dar îi recunoaștem valoarea.
Asta este o chestiune, bineînțeles, dar am încercat pe cât posibil să păstrez punțile de legătură, să nu le ard, să nu insult, să mă țin în limita a ceea ce știu, să nu mă bag acolo unde nu știu și să recunosc acolo unde nu știu. Să spun, domnule, asta e o problemă care mă depășește. Dacă vreți să mă întrebați, mă întrebați de problema asta, dar nu de aia alta. Nu sunt multe rețete, dar fiecare face cum simte. Aici, extrapolând, pot să spun și faptul că, iată, generația tânără de politicieni, acest lucru l-am moștenit bine, printre multe altele care ei nu le-au luat așa cum trebuie. Meseria să fură, să știți. Pentru că ești la rândul tău apreciat de colegi. Acum am avut ocazia mai multe emisiuni cu adversari politici să stai de vorbă sau să fii în emisiuni, dar și ei au apreciat oarecum... și n-ați avut niciodată, să zic, niște... întâlniri contundente. Da, foarte. Bun, sigur, bine, asta s-a întâmplat... diferente de opinii, de idei, dar nu la modul, să zic așa, necivilizat și exagerat. Da, bine, au fost și puține campanii electorale în care am fi avut posibilitatea să ne certăm efectiv sau să intrăm în polemică. De altfel, la Satul Mare, polemicile sunt mai puțin mediatizate, chiar dacă să spunem că ele ar exista. Am avut, cred, și noroc, nu am intrat niciodată în astfel de polemici. De altfel, când efectiv s-ar fi putut întâmpla asta, ar fi trebuit să fie la ultimele alegeri parlamentare, când cred eu că se datorează și colegilor mei de la cealaltă partide politice, care... cu mici excepții, câțiva fluturași care i-au împărțit despre mine, nu, au avut un comportament fair play. Am încercat asta de la început. Practic, întotdeauna am avut o relație foarte bună cu ei, în măsura în care am reușit să ne întâlnim, am încercat să convenim o atitudine de asta pe perioada campaniei electorale. Cred că și sper ca și în campania care urmează se întâmple tot la fel. Dar altfel nu cred că se câștigă din asta foarte multe voturi, mai ales aici pe plan local, și ceea ce se câștigă e o dușmănie de asta permanentă. Să dea Dumnezeu să aibă toți înțelepciune ca să nu trebuiască să intrăm în polemică în campania care urmează, să rămânem la sfârșit tot la fel, cu respectul pe care ne-l purtăm la început. Ar trebui să spui, și lumea ar trebui să spună, și noi o să facem, că o să vină, o să înceapă și campania, să vorbim ceea ce vrem noi să facem și să lăsăm mai puțin criticile la adresa altora. Din păcate însă, ce faci în momentul în care ești atacat? Aici ai o dilemă. Întorci și celălalt obraz de dragul de a păstra, să zicem, o anumită civilitate a interacțiunii politice, sau răspunzi și tu. Și aici, și dacă gândiți-vă, vii la emisiune, ești obosit, ești tracasat, ești nervos, din alte... Da. Și întâlnești o asemenea situație. Și atunci, normal că autocontrolul dă greș. Da, și mai scade. Și la rândul ei, această situație produce un răspuns. Da. Și după aia se amplifică și ajunge la escaladă. Și tăvălug principiul bulgărului de zăpadă. Escalada. Până la urmă, noi dorim într-adevăr să fim reprezentați atât în Europarlamentul European, cât și în Parlamentul de aici, din România, de oameni care să facă lucruri pentru noi și care, până la urmă, să ne facă cinste, pentru că pe noi ne reprezintă sătmărenii. Așadar, îmi doresc și cred că sunt în asentimentul și telespectatorilor să fim reprezentați atât pe plan european în Parlamentul European, cât și pe plan local în Parlamentul României, de oameni ca și invitații mei de azi. Cam aceasta a fost emisiunea mea de astăzi, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați fost ca de obicei alături de noi. Că, cu siguranță, la un moment dat o să înceapă și campania electorală, atunci vom veni cu teme de campanie, cu alte discuții și, bineînțeles, cu candidați care se vor mai anunța pe parcurs că vor participa la aceste alegeri. Repet, și pe Colegiul 2 aici, europarlamentare, în 25 mai. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Ăștia hoți, mama lor la toți.